bună, fetelor, și bine ați revenit pe canalul nostru! În acest video o să vă prezentăm 30 tunsori noi pixie perfecte pentru 2022. Nu uitați să vă abonați și să lăsați o apreciere acestui video. Mulțumesc! Pentru a crea o tunsoare scurtă la modă, puteți aplica o ceară în părul umed și apoi usucăle pentru a crea coafuri rapide. Astfel de tipuri drăguțe pentru părul scurt te pot face, de fapt, mult mai tânăra decât ai putea fi. Fie cu par mediu, puteți crea de asemenea câteva straturi pentru a adăuga volum. Unele caracteristici ale părului îți pot îmbunătăți personalitatea și adaugă șeții întregii coafuri. Toate lucrurile avute menționate mai sus au fost pentru coafuri pixie populare. Alege unul și apoi apreciază coafură pixie drăguță și fermecătoare. Dacă ai ajuns până aici, nu uita să lași o apreciere acestui video. Straturile inegale îți pot oferi un aspect neliniștit și elegant. Straturile inegale arată foarte bine și astfel pot oferi mai mult volum părului tău. Straturile inegale sunt perfecte pentru femeile cu părul subțire. Scurtarea părului poate fi foarte descurajantă pentru multe femei, dar însă, este atât de plină de satisfacții. Coafurile scurte, în special tunsorile pixie, arată uimitor, precum și un timp mult mai scurt pentru a-ți aranja părul, fără să-ți facă probleme multe ore pe zi. Nu uita să te abonezi! Oricine se ocupă cu foarfecele își dă seama că, chiar și cea mai minoră tăiere ar putea face o schimbare majoră prin cel mai bun mod în care te simți. Cu toate acestea, este nevoie de una anumită motivație pentru pixieul să fie extrem de izbitor, în special pentru cei începători care își doresc o tunsoare scurtă. Rezultatele vor fi întotdeauna uimitoare, deci nu aveți ce să regretați. Orice tunsoare scurtă întinerește. Fiecare ești puțin plinuță, fiecare vrei să pari mai tânăra, o tunsoare pixie te face să arăți mult mai slabă și de asemenea să întinerești. Care tunsoare crezi că ți s-ar potrivi? Lasă-ne un comentariu!